Emisiune sponsorizată de Dental Premier. Soluția clasică de înlocuire a unui dinte lipsă constă în realizarea unei punți dentare, dar soluția modernă este reprezentată, bineînțeles, de implantul dentar. Haideți să aflăm care sunt avantajele implanturilor dentare și de ce specialiștii recomandă această soluție de înlocuire a unuia sau mai multor dinți lipsă. Pacientul de multe ori se întreabă pentru ce soluție terapeutică să opteze în cazul în care, de exemplu, lipsește un singur dinte. Varianta mai veche, clasică să-i spunem, însemna ca pentru un singur dinte lipsă să șlefuim, de fapt să stricăm cu ghilimelele de rigoare, un dinte din față și un dinte din spate, astfel încât pentru un singur dinte lipsă să inserăm o lucrare cu trei elemente, cu trei dinți. O considerăm o metodă deja necorespunzătoare pentru că are niște dezavantaje. Metoda de elecție o considerăm inserarea unui implant dentar, procedură care are loc predictibil, este o intervenție sigură și cu numeroase avantaje. Dar de ce ar trebui evitate punțile dentare? Principalul dezavantaj în alegerea punții dentare pentru înlocuirea unui dinte lipsă îl reprezintă faptul că pe dedesubt, în zona edentației, în zona dintelui lipsă, începe un proces de atrofie osoasă. Osul începe să se micșoreze împreună și cu el și gingia, ceea ce înseamnă că rămâne o zonă, o depresiune, o zonă în care se pot acumula alimente, o zonă care poate să devină necorespunzătoare estetic și să deranjeze pacientul. Pe când dacă am insera un implant dentar, acest implant reprezintă de fapt un stimul pentru os, ajută la menținerea volumului osos și confortul pacientului este mult mai bun. Așadar, în varianta de înlocuire a dinților lipsă prin punți dentare, este accentuată resorpția osoasă? În cazul unei punți dentare clasice, pe dedesubt, osul, care nu mai are de fapt niciun stimul, se atrofiază, se subțiază, își scade volumul. Gingia, la fel, se modifică. Pentru pacient, acest lucru înseamnă de fapt un disconfort la masticație, pentru că se adună mâncare, un disconfort estetic. De aceea, varianta bună ar fi să se insere un implant dentar, poate chiar împreună cu un proces de adiție de os care va face la final să se mențină constant volumul osului, să nu apară modificări. Un alt dezavantaj al punților dentare îl reprezintă faptul că pe dedesubt dinții se pot caria cu pur și simplu. Din păcate, pacienții nu sesizează acest lucru. Faptul că nu doare înseamnă că nu ne prezentăm în clinica stomatologică și de multe ori se prezintă când este prea târziu. Sau o altă situație cu aceste punți, poate chiar întinse pe o lungime mai mare, pot duce la compromiterea dinților care susțin lucrarea prin faptul că, fizic vorbind, nu pot suporta eficient forțele de masticație și fiind supra-solicitat, osul începe să se retragă și dinții la final capătă mobilitate, ducând la extracția lor și pierderea punților. La final, din păcate, putem ajunge chiar în situații în care găsim osul foarte atrofiat, foarte subțire. Devine dificilă procedura de inserare a implanturilor, fiind necesară, pentru a putea insera implanturi, fiind necesară reconstrucția de os sau adiție de os mai simplă. Așadar, există mai multe argumente pentru a opta pentru varianta implanturilor dentare. Nu este vorba doar de o resorpție osoasă mai accentuată, ci și de un eventual proces carios la dinții de sub punțile dentare, lucru care uneori nu poate fi sesizabil de către pacienți. În plus, varianta implanturilor dentare face ca dinții alăturați să fie menținuți intacți. În cazul unei dinte lipsă, în mod clar, procedura care ar trebui aleasă o reprezintă implantul dentar,
Pentru a nu sacrifica dinții de lângă breșa edentată, obținem oricum la final un aspect mult mai natural. Pacientul are senzația aceea de dinte natural, de propriul său dinte. Dar când anume se recomandă inserarea implanturilor dentare? În cazul în care pacientul ajunge în situația de a fi nevoit să-și facă extracția dentară, trebuie precizat că nu trebuie așteptat până la momentul inserării implanturilor. Există două situații diferite. O situație în care, în cazul unor dinți cu volum mai mic, putem să facem extracția și implantul în aceeași ședință cu extracția dentară, uneori chiar și o coroană provizorie aplicată peste implant, dar există și situația în care dinții poate au infecție, inflamație sau sunt dinți foarte voluminoși și trebuie așteptat aproximativ 2-3 luni de zile până la inserarea implanturilor. Ar fi foarte bine să nu se depășească termenul de 6 luni de zile de la momentul extracției până la inserarea implanturilor, pentru că ceea ce se întâmplă este un proces natural, osul începe să se atrofieze, își scade volumul, astfel încât atunci când vom dori să inserăm un implant dentar, s-ar putea să nu reușim sau să trebuiască să facem alte intervenții suplimentare, cum ar fi adiția de os, poate chiar o adiție de gingie. Așadar, atunci când am pierdut un dinte după ce acesta a fost extras, e recomandată inserarea unui implant la indicația medicului stomatolog. Dar pacienții care au deja punți dentare, care ar fi recomandările pentru aceștia? Recomandăm pacienților care deja au punți dentare să vină totuși la un control, pentru că, deși consideră că situația lor este stabilă și lucrurile s-au rezolvat, se pot detecta anumite lucruri de care pacientul nu știe, nu este conștient, cum ar fi supra-solicitarea dinților de sub lucrare sau apariția unor carii. Depinde, evident, de cât timp a trecut de la aplicarea lucrării punții pe care o are pacientul, dar lăsând la o parte faptul că la 6 luni este bine să ne prezentăm la un control. Chiar am avut surprize în care am intervenit la momentul potrivit, putând salva dinți care ar fi trebuit altfel să fie extrași. Prin urmare, pacienții care au punți dentare, chiar dacă nu simt niciun disconfort, trebuie să se prezinte din 6 în 6 luni la un control stomatologic. La pacienții care vin cu punți dentare vechi, într-adevăr, există o obișnuință cu vechea lucrare. Pacientul poate are un confort. Nu simte nevoia să-și schimbe situația, dar noi putem observa lucruri pe care pacientul nu are cum să le conștientizeze. De exemplu, felul în care este realizată mușcătura, felul în care este modelată acea lucrare, care poate cu timpul se uzează, se abrazează, se macină. Deci, totuși, este indicat, măcar informativ, să ne prezentăm în clinica stomatologică pentru a fi convinși că lucrurile sunt stabile și că nu apară surprize neplăcute. Și cum se desfășoară o asemenea consultație periodică? În momentul în care pacientul se prezintă cu o punte dentară veche, evident are loc o consultație, dar trebuie să ne ajutăm și de o radiografie panoramică sau de un computer tomograf, adică o radiografie tridimensională în care obținem mult mai multe informații, atât în ceea ce privește dinții, cât și în ceea ce privește osul care susține dinții în alveole. Chiar la o simplă consultație putem să vedem o inflamație gingivală, de care pacientul știe. Putem să vedem o gingie care s-a retras sau un aspect albăstrui inestetic, mai ales pentru zona frontală. Am mai avut cazuri în care deja lucrările se mișcau și nu neapărat pentru că erau decimentate, ci pentru că dinții care susțineau puntea nu mai au suficientă stabilitate. Sau cu pur și simplu carii în zonele mai puțin accesibile periajului, care au apărut pe sub lucrarea dentară veche. Așadar, controlele periodice sunt esențiale. Dar aceste radiografii care se fac din 6 în 6 luni nu sunt problematice? Indiferent de procedura pe care a realizat-o pacientul în clinică, recomandăm clar un control măcar o dată pe an, ideal ar fi la 6 luni, în care să fim siguri că lucrurile sunt stabile. Mulți pacienți au o teamă de radiografie. Într-adevăr, modelele vechi de aparate de radiologie aveau o doză de iradiere ceva mai mare.
lucru care acum la aparatele moderne, din fericire, există mult mai puțin, adică doza de iradiere este mult mai mică și nu este periculoasă. Pentru a avea așadar o dantură sănătoasă și frumoasă, trebuie să vă informați asupra noilor proceduri din stomatologie, să țineți cont de recomandările specialiștilor și să respectați vizitele periodice la dentist. Emisiune sponsorizată de Dental Premier.